Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la stația Sinaia și vom face un video cu trenul de aici, de la Sinaia, așa că de să dăm drumul. Data oricum e 23 septembrie 2023, ora 13:52, acum a plecat trenul de Târgu Mureș. O să trecem pe partea cealaltă să vedem de unde luăm trenul, probabil de la, dinspre partea aia alaltă. Haideți să mergem. Deci aici suntem, fraților, stația Sinaia, linia 3-4 peron, mă rog, stația e așa, o să mai trecem și dincolo să mai arăt, dar în general e așa cum a fost și înainte. Mai avem vreme bună, când am fost eu în 4 aprilie 2021, atunci n-a fost rece. Vremea și frig și chestii. Acum, no. E plăcut, chiar dacă e septembrie. No. Haide să vedem. Da, o să mă duc să iau ceva de mâncare și apoi merg să prindem trenul. Bine, mai uit mai întâi ce trenuri vin acum. Poate mai aștept să vedem când avem timp de respiro. Da, e destul de lăsat aici și plin de scrisuri. Catedrală. Aha, traficul de pe Valea Prahovei. Chestii, o să trec și eu strada un pic, mai vine trenul. Hai să ia și pe aia. Da, acum o săptămână aici am fost, a fost ploaie tare, nu am filmat atunci, a fost... Vine ceva tren regio. E aici pe linia 1. Vagoane etajate. A plecat, da, mi-e și mașina asta pe șine, acolo e locomotivă veche de aburi, aici se poate trece mai încolo, aia o să și fac sprintul următorul tren. Mamă, pe aici vine. Relativ mare viteză. Aia, da.
Regio Express 3004, București, asta, Brașov, București, Nord. Frate, tren lung. Nu glumă. Se bagă pe linia 1. Aia da. Da, fraților, ați vrut Trainspotting, uite, aveți Trainspotting de la stația CFR Sinaia. Haideți să continuăm. Vine Interregio. E 623 București Brașov. Turul ăla să stea vreo 7 minute, ceea ce e, na, e bine, încă n-am timp să mă duc să mănânc, să mă duc apoi, cât mai vreo 2 trenuri și după aia pot. Mă, nu știu, față, cam bate vântul. Sper că mă aud, că am văzut că m-am uitat la niște filmări ce am făcut deja pâzie și se aude cam mai urea. Sper să nu afecteze ca și acum. Să vedem. Aici o călător. Marfar.
alt tren. Ce tare. Și ăsta. Cred că rege o cădătorul de aia stă aici atâta, pentru că trenul ăsta dat au depășit și nu, mere mai departe. În caz că era întârziere, oricum mai avea timp aici până o ajuns ăsta. Are vreo 10 minute, cred că aproape 9 minute sau cât. Da, Doamne ajută! Am prins și un marfar între timp și o trecut între mine. Am luat marfarul, dar între timp a venit și ăsta dat. Am avut presimțirea că parcă vine din ceva din spate, n-am vrut să... mă mișc, dar măcar l-am luat și aia cumva cum a trecut pe lângă mine. Da, mișto, cum se poate lua așa. Și gândiți-vă că eu o țin numai din mână, stabilizarea și cei din telefon, atât. Ei, mai scurt rama asta, normal, no, cred că 2 sau 3 unități mai erau în plus, adică în total. Cred că acel tren normal vine de la Constanța, București, vine pe aici până la Brașov, aia cu care am mers. Atunci era mai lungă, acuma, na, văd că s-a redus. Așteptăm un alt regiu călător, trebuie să vină dinspre Brașov. Stai la fel de scurt, tăi. Acum mergem să luăm de mâncare și o să revenim în 20 și ceva de minute. Haideți! Haideți că am terminat cu mâncarea, a trecut cam o oră, gata o supă bună, aici am mâncat și mergem înapoi, vedem de unde reluăm, am prins câteva trenuri, dar nu contează acum. Ce vreme frumoasă e acum o săptămână, aici a plouat și de nu te mai puteai să faci nimic și te chinuiai să mergi undeva, da?
No, aici e linia aia înfundată și podul acela care îi întrerupt, cum ar veni. Am vorbit și în video cu acela de aproape 2 ani și jumătate. Cred că, din ce am înțeles, a fost ceva pod cândva, înainte de electrificare. Sau, mă rog, dacă mai știți ceva să spuneți despre asta, aș fi recunoscător. Mersi. Cât de bine se aude când vine. Trenul Dacia deviat. Ce frumos. Mamă, ce fain se vede. Și 10X am, gândiți-vă. Regio Express 3003 București Brașov, trebuie să plece acum. O prindem frumos, printre ultimele trenuri pe care le prindem, că după aia trebuie să vină Astra Transcarpatic, uite că se plece acum. Hai. Urcă. Cred că pune nisip sau ceva. Super tare. Soft trans. Brașov, București. Au venit mai devreme. Interesant. Alstom, varianta lungă. Haide, haide. Brașov, București, Regio Express. Haideți, fraților, să mergem și noi înapoi, pentru că se cam termină ziua aici pentru noi. Așa că eu o să-mi iau rămas bun așa frumos de la voi de acest video fantastic de la stația Sinaia aici în 2023. Ziceți părerea voastră despre tot ce ați văzut în acest video, așa cum au fost cu trenurile, cu spotting-ul care au venit și au sosit și au plecat. Dați un like, dislike, oricare contează, distribuiți mai departe, atingeți clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți! Bye!
acolo e vine două unități. Dacă vrei să continui cu următorul video alături de mine, dă click pe videoclipul de mai sus. Din Sinaia. Ciudat.